Clipe de panică pentru un copil de 9 ani din orașul Bâlți. Acesta a fost lovit în plin de o mașină chiar în parcarea unui supermarket. Totul a avut loc în data de 27 iulie, în jurul orei 13, la un punct comercial de pe strada Ștefan cel Mare. Din informația oferită de către ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Bâlți, Svetlana Talpă, la locul impactului imediat au intervenit medicii de pe ambulanță, dar și oamenii legii. Copilul, care a suferit mai multe traume, a fost preluat de echipajul medical și dus la Spitalul pentru Copii din oraș. Între timp, forțele de ordine au stabilit că la volanul mașinii se afla un bărbat de 45 de ani. Acesta ar fi declarat că băiețelul a ieșit brusc dintre mașinile parcate alergând, iar el nu a reușit să evite impactul. Automobilistul a fost testat cu aparatul Drager, iar rezultatele au demonstrat că el nu consumase alcool. Dacă va fi găsit vinovat, conducătorul auto va fi sancționat în funcție de gravitatea leziunilor suferite de minorul de 9 ani.